Un fapt interesant, pe fundul oceanului sunt peste 3 milioane de nave scufundate. Gândește-te la asta, 3 milioane de nave maritime, scufundate din întâmplare din cauza vremii sau războiului. Au fost împrăștiate prin ocean de-a lungul secolelor. Acestea sunt cele mai incredibile epave pe care veți dori să le vedeți. Așa că puneți un like și să începem! Nava MS Zenobia, Cipru. MS Zenobia a fost un ferebot suedez din clasa Challenger RoRo lansat în anul 1979. În timpul primei curse din iunie 1980, nava s-a scufundat lângă orașul Larnaca, Cipru. Acum, nava stă înclinată pe partea stângă la o adâncime de 42 de metri și este unul dintre cele mai bune locuri pentru scufundări din lume. Nava USS Oriskany, Florida. Acesta a fost unul dintre cele 24 de portavioane de clasă Essex care au fost construite în timpul său după perioada celui de-al doilea război mondial pentru marina americană. În mai 2006, el a fost cufundat intenționat în Golful Mexic, la 34 de kilometri de coasta Pensacola, Florida. Acum este cel mai mare recif artificial cu o lungime de 274 de metri. Nava SS President Coolidge, Vanuatu. Construită ca o navă de lux, nava SS President Coolidge a fost folosită ca o navă de debarcare din decembrie 41 până în octombrie 42, când ea s-a înnecat din cauza minei de lângă insulele Noile Hebride. Scafandrii pot explora această navă gigantică de la o adâncime destul de mare. Pe navă erau multe echipamente militare, inclusiv camioane cu tunuri și mașini pe șinile, care încă se află acolo. Nava SS Andrea Doria, Atlanticul de Nord. Nava italiană SS Andrea Doria a fost construită în anul 1951. Dintre toate navele italiene existente în acea perioadă, aceasta a fost cea mai mare, rapidă și sigură. În iulie 1956, SS Andrea Doria s-a ciocnit cu nava Stockholm. Lovitura a căzut în pupă. Pe nava Andrea Doria au murit 46 de persoane, iar pe cealaltă navă, 5. Nava Prințul Albert, Honduras. Prințul Albert a fost un vrachier insular, a rămas intact după ce s-a scufundat lângă insula Rotan în anul 1987. El se afla la o adâncime de la 12 până la 21 de metri și este acoperit cu coral, ceea ce face nava un sanctuar excelent pentru viața marină. Nava MTS Oceanos, Africa de Sud. Lansată în iulie 1952, nava MTS Oceanos a fost construită în Franța ca navă de croazieră grecească. Nava s-a scufundat lângă coasta de est a Africii de Sud pe 4 august 1991, în timpul unei furtuni care a dus la scurgerea în departamentul de motor și în cele de urmă a inundat nava. Rămășițele se află la o adâncime de 92-97 de metri la vreo 5 km de coastă. Scafandrii au fost acolo, dar din cauza curenților puternici și numărului mare de rechini, este greu să te scufunzi. Nava HMHS Britannic, Marea Egee, fratele celebrului Titanic. Nava trebuia să devină o linie transatlantică de pasageri. În anul 1916, în canalul grecesc Chia, el a fost aruncat în aer din cauza unei mine. După numai 55 de minute, s-a scufundat și 30 de oameni au murit. Rămășițele navei aflate la o adâncime de 122 de metri, pentru prima dată au fost explorate de Jacques Cousteau în anul 1975. Nava Umelfraud, Malta. Lansată în anul 1969, nava Umelfraud a fost o cisternă libiană de 10.000 de tone. După explozia de gaz în timpul reparațiilor din 1995, nava s-a scufundat în largul coastei Malta, devenind un recif artificial și o atracție pentru scafandrii. Nava scufundată stă în picioare pe fundul nisipos în largul coastei de sud-vest a Maltei, la o adâncime de la 18 până la 25 de metri. Nava Fantomă, Marea Baltică. Nava Fantomă a fost descoperită întâmplător în anul 2003 de către echipajul care căuta avionul suedez doborât în al doilea război mondial deasupra Mării Baltice.
Cercetările ulterioare au arătat că nava a fost construită în jurul anului 1650 și se presupune că le-a aparținut olandezilor. Întrucât în Marea Baltică aproape că nu persistă mișcarea mareelor și salinitatea acesteia este de numai 6-15%, acolo nu pot trăi viermi capabili să distrugă carcasa din lemn. Așadar, nava fantomă a devenit una dintre cele mai vechi și cele mai bine păstrate nave din lume. Nava USS Scaffold, Mexic. Nava USS Scaffold era un dregător de mine construit pentru nevoile marinei americane în timpul celui de-al doilea război mondial. În octombrie 1962 a fost vândut marinei mexicane și a fost redenumit în ARMDM-05. Nava s-a scufundat lângă insula mexicană Cozumel în anul 1999 și astăzi servește ca un recif artificial și o atracție pentru scafandrie. Nava Bismarck, Atlanticul de Nord. Aceasta a fost numită după cancelarul Otto von Bismarck și a fost construită pentru marina nazistă în anul 1936. În mai 1941, Bismarck a fost atacat de marina britanică și echipajul cuirasatului au decis să scufunde nava, ceea ce a dus la pierderi mari de oameni. Nava a fost găsită în iunie 1989 de Robert Ballard pe fundul Oceanului Atlantic, la aproximativ 760 de km de vest de Brest, la o adâncime de 4785 de metri. Nava SS Thistlegrum, Marea Roșie. Construită în anul 1949, nava SS Thistlegrum a fost o navă armată britanică a flotei comerciale. Ea s-a înnecat din cauza unei bombe germane în octombrie 1941, aproape de varsul peninsulei Sinai din Marea Roșie. În prezent este un loc popular pentru scufundări. Pe navă erau multe camioane, arme, motociclete și multe alte bunuri care încă mai sunt acolo. Nava Titanic, Newfoundland. Nici o listă a navelor scufundate nu poate fi completă fără cea mai cunoscută dintre ele. Povestea ei este bine cunoscută de toți. Noul Titanic tocmai a părăsit șantierul naval și a pornit în prima sa călătorie din Anglia spre New York. Pe 14 aprilie 1912 s-a ciocnit cu un iceberg și a ajuns la fund în doar câteva ore. Locul epavei a fost necunoscut până în anul 1985, până când Robert Ballard nu l-a descoperit la 595 de km de la sud-estul coastei Newfoundland, la o adâncime de aproximativ 3810 metri. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. De asemenea, abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri. Pe curând!